Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pentru majoritatea gemenilor, decembrie va fi pe un val foarte dinamic. În prima lună de iarnă, mulți reprezentanți ai semnului zodiacal vor putea să se stabilească în parteneriate existente, să decidă obiectivele prioritare și să se gândească la perspectivele de dezvoltare ulterioară. Pentru gemeni, decembrie va fi o lună activă din toate punctele de vedere. Urmează o serie de propuneri, revelații și idei creative. În plus, influența ta asupra celorlalți va crește, ceea ce te va ajuta foarte mult la creșterea carierei. Încearcă să fii mai blândă în relația cu oamenii apropiați și care te iubesc, dar nu aduna în suflet ceea ce nu mai ai nevoie. Este important să salvezi informațiile primite și să le folosești corect în viitor. Salvează gândurile proaspete și idei noi pentru a te întoarce la ele când va veni timpul să-ți implementezi planurile. Dragoste. Succesul în relațiile amoroase va depinde direct de capacitatea de a schimba rapid tactica de comportament. Relațiile cu sexul opus vor fi maleabile și blânde pentru voința ta. Te vei simți puternică datorită alinierii favorabile a planetelor. Poți conta pe prietenii puternice, dar nu fi mândră de superioritatea ta și de faptul că ești considerată o autoritate. Folosește-ți arta intelectului pentru a nu pierde binele existent cu noi definiții. Cunoștințe noi așteaptă pe gemenii singuri după 20 decembrie. Printre acestea se vor număra și cele pe care ți le-ai dorit mult timp. Cu toate acestea, acordă atenție conexiunilor vechi. Desigur, despărțirile și pierderile dureroase nu sunt excluse, dar pentru a obține ceva nou, trebuie inevitabil să pierzi ceva care a devenit învechit. Este mai bine să nu grăbești lucrurile și să te conformezi legilor cerești. Reprezentanții unei familii vor simți nevoia de creștere spirituală, vor atrage membrii gospodăriei la excursii comune în centrele culturii. Sănătatea. În prima decadă a lunii decembrie, gemenii vor avea multă energie, vei face față cu succes stresului fizic activ. Ți se recomandă exerciții pentru dezvoltarea mușchilor extremităților inferioare și a spatelui. Pe 10 și 11 decembrie energia ta va scădea. Tonifică-ți corpul cu masaj și tratament spa. A doua jumătate a lunii decembrie va fi cea mai intensă. Probabilitatea de accidentare va crește, fii atentă și prudentă în timp ce conduci, în timp ce pregătești mâncarea și la locul de muncă, mai ales dacă lucrezi în aer liber. Este mai bine să renunți la sporturile extreme și să nu riști să mergi în parcuri cu atracții. Banii. Soluții noi interesante îți vor apărea adesea în cap, dar graba de la o idee la alta crește riscul de pierdere. Pentru a nu urmări doi iepuri în același timp, încearcă să ții notezi planurile de viitor. Acumulează-ți propria bancă de propuneri și idei pentru a le folosi ca un lider în viitor. După 16 decembrie, încearcă să ai o poziție publică activă. Îmbunătățește atmosfera în echipă, întoarce echipa în direcția ta. Sugestiile utile din partea șefilor în direcția ta nu sunt excluse. Sunt de așteptat schimbări în echipă. Abilitățile tale profesionale îți vor permite să urmezi calea propusă și să nu apelezi la ajutor extern. La sfârșitul lunii decembrie, sunt probabile accidentări la locul de muncă. Atenție! Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!